trezește-te, Dumnezeule, și nu-ți mai aminti de fără de legile noastre. Iată, cetatea sfântă e pustie, jaful lui Sionul a fost dat. Tristie veste Ierusalimul, casa sfinților tăi și slavii tale, unde veteau proslăvit pe tine, părinții noștri. Greșivit am cu toții și sufletul ni l-am pângărit și am căzut ca frunza copacilor. Fără de legile noastre ca vântul ne-au spulberat, iar tu ți-ai ascuns fața dinaintea noastră și ne-ai lăsat pravadă răută vății noastră. Pacea să fie cu voi. Și cu popor al Sionului, iată, Domnul va veni să mântuiască neamurile. El va face auzit glasul măririi sale pe bucuria inimii voastre. Fraților prea iubiți, participăm la această sfântă liturghie în cadrul căreia membrii Acțiunii Catolice depun adeziunea ca semn al dorinței lor de angajare ca laici pe drumul slujirii al Sfințeniei, prin implicarea în biserică și în societate. Să îi însoțim cu rugăciunea noastră pentru ca ei să fie fideli angajamentului lor. Sunt în fața altarului membrii Acțiunii Catolice, înscriși în parohia Adormirea Maicii Domnului, care au ales să urmeze drumul lor de formare în strânsă colaborare cu păstorii bisericii. Intenționăm ca prin acest gest să declarăm disponibilitatea și răspunsul nostru pozitiv în a parcurge cu fidelitate, deschis spre toți ceilalți, etapele anului asociativ în curs, atât la nivel parohial, cât și la nivel diecezan. Voim ca prin această angajare să facem să crească darul de a fi în biserică, laici responsabili în cadrul Acțiunii Catolice. Ne asumăm datoria de a aprofunda tot mai mult notele caracteristice ale Acțiunii Catolice enunțate în documentele bisericii. Ne bucurăm că declararea disponibilității noastre are loc în cadrul unei celebrări euharistice care întotdeauna ne trimite spre ceilalți. Ne încredem în bunul Dumnezeu și îl rugăm să ducă la îndeplinire lucrarea sa în noi. Sfințiile voastre, părinți concelebranți, dragi tineri și tinere, aspiranți la această adeziune în Acțiunea Catolică,
Dragi iubiți tineri, dragi credincioși, pentru a celebra cu vrednicie aceasta a doua duminică a Adventului, în pregătirea noastră pentru Crăciun, pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, pentru a asculta cuvintele Domnului, chemarea Lui și predica Părintelui Decan, ne dispunem acum, cerând iertare pentru toate păcatele noastre, ca oferta noastră, rugăciunile noastre și angajarea noastră să fie primite de Dumnezeu din inimi curate. Și spunem prin inimă, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și milostiv, de ne derugăm harul ca nicio grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău, iar recunoașterea înțelepciunii cerești să ne facă părtași de viața Lui, El care fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Citire din cartea profetului Isaia. Așa spune Dumnezeul vostru, mângâiați-l pe poporul meu. Vorbiți la inimă Ierusalimului și spuneți-i că suferința lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublu pentru păcatele sale. Un glas strigă, în pustiu pregătiți calea Domnului, îndreptați în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal vor fi nivelate. Ce e strâmb va fi îndreptat, iar ce e colțuros va fi netezit. Atunci se va descoperi gloria Domnului și toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. Suite pe un munte înalt mesagera Sionului, ridică-ți cu putere glasul mesagera Ierusalimului, ridică-l, nu te teme. Spune-te cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și brațul lui stăpânește. Iată răsplata lui este cu el și faptele sale sunt înaintea lui. Ca un păstor își va paște turma, cu brațul lui va aduna miei și îi va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă. Cuvântul Domnului.
Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu. El vorbește de pace poporului său și credincioșilor săi. Mântuirea este aproape de cei care se tem de El și gloria Lui va locui pe pământul nostru. Îndurarea și adevărul se vor întâlni, dreptatea și pacea se vor îmbrățișa. Adevărul va răsări din pământ și dreptatea va coborî din ceruri. Domnul își va revărsa bunătatea și pământul își va aduce roadele sale. Dreptatea va merge înaintea Lui și va călăuzi pașii pe cale. Așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru. Iubiților, aceasta să nu ignorați. O zi la Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o singură zi. Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci El este îndelung răbdător față de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toți să ajungă la convertire. Dar ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor dispărea cu vuiet, principiile elementare se vor distruge în foc, la fel și pământul cu toate lucrurile care vor fi găsite. Deci, dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă și evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile vor fi distruse în foc, iar principiile elementare, arzând, se vor topi. Dar noi așteptăm, după promisiunea Lui, ceruri noi și un pământ nou, în care va locui dreptatea. De aceea, iubiților, întrucât așteptați acestea, străduiți-vă să fiți găsiți în pace, fără cusur și fără prihană. Cuvântul Domnului. Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui și orice făptură va vedea mântuirea Lui Dumnezeu. Aleluia, 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 aleluia.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa cum este scris în profetul Isaia: Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale. El va pregăti calea ta. Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. Întreaga regiune a Iudeii și cei din Ierusalim veneau la el și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămil și avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale. Mânca lăcuste și miere sălbatică și predica zicând: Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite, cucernici părinți din altar, stimați tineri! Nu știu dacă ați observat că atât în postul mare, cât și în această perioadă a Adventului, ne apare în fața noastră un cuvânt, o realitate aparte. S-ar putea să ne fie străină. Pustiu. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați făcut experiența pustiului. Noi ne bucurăm că aici în Europa și mai ales în România n-avem pustiu. Mulțumim lui Dumnezeu. Însă, v-aș propune ca măcar o dată în viață să faceți această experiență de o zi măcar. De ce? Pentru că, într-adevăr, pustiul te scoate din tine, te duce în altă lume, o lume uscată, piatră, arșiță, foame, nu-i nimic verde, nu-i nimic viață, doar câte o păsărică dacă mai ajunge pe acolo. Și totuși, acolo e atâta liniște, e atâta nevoie de ajutor, simți nevoia să te mângâie măcar o picătură de apă. Mi-amintesc că odată am aruncat jumătate de litru de apă pe piatră și în câteva secunde s-a uscat. E nevoie de apă acolo. Ei bine, tocmai că vedem în Sfânta Scriptură, dar și în viața primilor călugări din istoria creștinismului, au ales pustiul. De ce? Nu știu dacă pentru sărăcie, dar pentru liniștea și mai ales pentru sentimentul că acolo orice ai primi, chiar și o picătură de apă pe care o primești de la ploaie, de la Dumnezeu, e benefică. Și acolo simți că totul este dar. Orice ai primi în pustiu, tot e dar. Și simți mai mult decât atât acțiunea lui Dumnezeu. Să vezi cum dintre pietre răsare un fir de iarbă primăvara, dacă răsare, chiar spui că e minune. Simți minune acolo și simți glasul lui Dumnezeu. Ei bine, iată că
Biblia ne prezintă câteva aspecte sau evenimente esențiale în pustiu. Vorbim mai întâi de toate despre ieșirea din Egipt. Sigur că era o sclavie, asta trebuie să ținem minte. În Egipt era greu, era ocupația egipteană, evreii trebuia să muncească foarte mult și bine, dar tot ce avea ce mânca acolo, nu era pustiu. Vine Moise și îi scoate de acolo. Unde îi duce? În pustiu. Și tocmai aici le vorbește Dumnezeu. Aici se formează poporul evreu, mai bine poporul lui Dumnezeu, în pustiu. Ei s-au răzvrătit, de fapt. De ce ne-ai scos de acolo? Că aveam de toate. De ce ne-ai adus aici, în această țară, în acest loc pustiu și unde trebuie să murim de foame? S-au răzvrătit. Ei bine, e interesant, pentru că este o paralelă perfectă cu Evanghelia. Poporul iese din Egipt, prin mare, prin apă, și merge spre pustiu. Exact la fel este și cu Ioan Botezătorul. De ce n-a mers la templu, în piața templului, unde era lume multă, să predice acolo la oameni? De ce? Nu știm dacă l-ar fi ascultat cineva. N-avea elementele de bază. Exact ca și la evrei, el vorbește în pustiu, acolo unde simți mâna lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, mai mult decât în altă parte, și acolo avea Iordanul. Observați paralela? Ioan vorbește în pustiu, îi scoate pe oameni din Ierusalimul cu de toate, îi duce în pustiu și îi trece prin Iordan. Și astfel se naște un nou popor, poporul convertit de la aceasta. Ei bine, iată de ce Ioan ne dă azi o lecție, ca și Moise, de fapt. Și l-aș compara pe Ioan ca un nou Moise. Zice că prin pustiul pe care îl trăiești, dacă treci prin apa credinței, apa Duhului Sfânt, revii și devii altcineva. De ce spuneam la început că avem un postul mare și în Advent tocmai aceste elemente? Pentru că, într-adevăr, cred că se cere mai mult să facem un fel de pustiu în sufletul nostru, dacă nu-l avem. Adică să ne retragem într-o liniște totală, noi înșine, să trecem prin apa acestui post și astfel, la sfârșit, la Crăciun sau la Paști, să devenim cu adevărat alți oameni. Sigur că exegeții spun că acest fragment din Evanghelie este o experiență prezentată de Marcu primilor creștini, bisericii care se năștea, ca să o pună în aceea situație. Adică, lasă-te cufundat în apa nouă a botezului și apoi vei ieși cu siguranță alt om. Ioan azi predică și vorbește puternic. Încerc să-mi imaginez cum el acolo sus, pe câteva pietre, vorbește celor din jurul său și țipă la ei aproape, vorbindu-le despre Hristos. Și este chiar omul care îl arată cu mâna. Iată mielul lui Dumnezeu. Ioan, pe de altă parte, predicatorul acesta și de fapt el este profetul, ne dă o explicație a profetului. Ce sunt profeții, de fapt? Profeții sunt oameni care indică venirea lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu. Isaia, din prima lectură, ne spunea clar, așteptați că va veni Mesia, așteptați că va veni Mântuitorul. Ioan face același lucru. Dar este o contradicție pentru mine. De ce totdeauna profeții trebuie să moară? N-am înțeles asta și n-am să știu de ce. Toți profeții care merg și vorbesc în numele lui Dumnezeu au o libertate maximă și după aceea vor muri, dar își trăiesc libertatea din plin. De exemplu, Ilie, marele profet, când a predicat și a vorbit, a fost persecutat și a trăit ascuns prin peșterele din pustiul Iudeii sau prin peșterile Carmelului. Isaia a fost tăiat cu beschia. Ieremia, aruncat într-o groapă adâncă, într-o cisternă, că poate moare acolo. Amos, acel bătrânel simpatic care vine și vorbește la templu, este alungat, pleacă acasă, bătrânele, du-te la cultura ta de sicomori. Și pot continua cu toți profeții. Iată și Ioan Botezătorul va avea aceeași soartă, va trebui să moară pentru corectitudinea sa, pentru curajul său, pentru predica sa. Nu i-a plăcut reginei,
predica sa și a trebuit să îi se taie capul. Și Hristos, de fapt, dacă vreți, este exact aceeași profet care va trebui să moară răstignit. Și nu s-a terminat cu Hristos, moartea profeților. A trebuit să vină până în zilele noastre. Și să spunem că printre victimele profeților putem să-l numărăm și pe preasfințitul Anton Durhovici. A murit nevinovat pentru că a fost un profet, pentru că a vorbit despre Dumnezeu, pentru că a apărat valorile. Și sigur vă invit pe această cale să-l cinstim din ce în ce mai mult, iar miercuri să fim în jurul său. Iubiți credincioși, dragi tineri, libertatea este actul major, este marele dar pe care ne l-a dat Dumnezeu. Unii întreabă așa, de ce este permis răul în lume? Dar nu-i permis răul, ci răul este doar un rezultat al libertății omului. Noi nu suntem ca niște pioni pe care ne poartă, uite așa, Dumnezeu. Avem capacitatea de a fi liberi, extraordinar de mare valoare. Suntem liberi în alegeri, suntem liberi în trăirea noastră, suntem liberi în acțiune. Nu cred pe nimeni care spune că eu nu sunt liber, sunt condiționat. În fața lui Dumnezeu avem o libertate maximă. S-ar putea să avem niște piedici în calea libertății la care mă opresc puțin. Una din piedicile libertății s-ar putea să fie teama, frica. Și ați văzut și dumneavoastră, oameni foarte fricoși care niciodată nu vor acționa, nu vor spune ceva de frică. De frica cui? Apropo, de ce vă este frică? Vă este frică de, nu știu, de boală? Și așa e, va veni odată. Și nu știu dacă boala trebuie să ne îndepărteze libertatea. Moartea, toți vom muri. Vă temeți de oameni? Ce poate să vă facă oamenii? Ioan nu s-a temut de oameni, nu s-a temut de nimeni, a spus ce are de spus. Iisus nu s-a temut. Dacă Iisus ar fi avut teamă, ar fi fugit de pe calvar. Fugea repede, probabil. Sau nu mergea la Ierusalim niciodată. Deci, frica, eu cred că este în mintea noastră. Teama în fața, este în fața noastră, nu în realitate. Tocmai de aceea, Ioan azi, mie îmi place extraordinar, pentru că este modelul omului liber de a acționa în numele lui Dumnezeu. De a face ceea ce trebuie pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, astăzi Papa spunea la Îngerul Domnului următorul lucru, care cred că e important și foarte frumos. Tristețea vine atunci când omul vrea să-și rezolve propriile proiecte și nu le face. Cum vrea el, cu puterile lui, cu autosuficiența lui, cu puterile proprii. S-ar putea să nu le facem. Ne punem niște idei, las că le rezolv eu. Și nu le rezolvăm. Și vine tristețea. Vai, n-am rezolvat această problemă. Nu mai pot. Nu mai rezist. Nu mai știu. Nu mai pot merge mai departe. Însă, atunci când omul îl lasă pe Dumnezeu să lucreze, atunci vine mângâierea. Și mângâierea este tocmai acțiunea lui Dumnezeu. Ați ascultat în Evanghelie astăzi, de exemplu, de două ori cuvântul mângâiați, mângâiați poporul meu. Mângâierea este un mare dar al omului, pe lângă libertate. Și suntem liberi în această privință. Cineva spune așa, nu sunt copii răi, dar sunt copii nemângâiați. Când părinții nu-și mai mângâie copiii, copiii vor căuta altceva să facă. Sau, divorțurile sunt tocmai lipsa mângâierii. Soțul, respectiv soția, nu mai știu să mângâie. Și atunci apare problema. Deci mângâierea s-ar putea să fie liantul dintre oameni, liantul din familie, liantul dintre soți, liantul dintre părinți și copii. Dar mângâierea este darul lui Dumnezeu. Care este cuvântul pe care ne propune Iisus? Eu mă duc la ceruri, dar vă voi trimite mângâietor. Oamenii au nevoie de mângâierea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Papa continua mai departe, lăsați-vă mângâiați de Dumnezeu. Excepțional. Lăsați-vă mângâiați de Dumnezeu. Abia atunci veți fi cu adevărat într-o legătură perfectă, frumoasă și liberă cu Dumnezeu. Și în privința aceasta, aș vrea să vă aduc un caz, un om în fața dumneavoastră. Un om care, sigur, cu puțin simț al umorului,
dar și cu mult curaj și libertate, a știut să treacă peste niște necazuri enorme. Este vorba despre Giovanni Guareschi. S-ar putea ca unii să fie auzit de el, pentru că el este cel care a compus piesa Don Camillo. Acest om era un catolic născut în 1908, foarte bun catolic de altfel, însă sigur că a intrat puțin în politică și în timpul celui de-al doilea război mondial a luat o atitudine contra regelui și contra Partidului Comunist. Era militar și cum se face, cum nu se face, este la un moment dat arestat cu mai mulți militari. Dar arestat nu în Italia, ci este dus în niște lagăre din Polonia și din Germania. Și aici, în Polonia și în Germania, sigur că erau acele lagăre naziste. Și acest Guareschi vrea să își trăiască libertatea sa din toate punctele de vedere. Și așa se face că atunci când toți erau chinuiți, când erau batjocoriți de către soldații de acolo, Guareschi seara se urca pe scena unui teatru mic improvizat într-o baracă mizeră și se obliga să nu lase să se stingă flacăra din inimile acelor oameni epuizați, umiliți, distruși în demnitatea lor. Spunea basme, inventa povești, avea talent, care declanșau râsul, cânta, citea poezii. În sfârșit, creia, spune el foarte frumos, oameni rezistenți. Rezistenți în fața descurajării, a umilirii și a barbariei. Uneori Guareschi ridica glasul, urla spre uimirea tuturor și apostrofa direct Germania și părea că ar vrea să sfideze pe soldații cu mitralierele din turnuri. Doamnă Germanie, tu m-ai așezat între sârmele ghimpate și stai de pază ca eu să nu ies. Este inutil, doamnă Germanie, eu nu ies, dar aici intră cine vreau eu. Intră sentimentele mele, intră amintirile mele, intră libertatea mea. Și aceasta este încă nimic, pentru că aici intră bunul Dumnezeu și mă învață toate lucrurile oprite de regulamentele tale. Tu mă percheziționezi în sacul meu și scotocești prin talașul saltelei mele. Este inutil, doamnă Germanie. Tu nu poți găsi nimic și, în schimb, acolo sunt ascunse documente de o importanță esențială. Acolo sunt planurile mele, acolo e credința mea, acolo e Dumnezeul meu. Și aceasta este încă nimic, pentru că este și o mare hartă topografică în care este desenată cu precizie extremă locul în care voi putea regăsi credința și judecata divină. Soldatule, tu te neliniștești în privința mea, dar este inutil, pentru că în ziua în care, cuprins de mânie, voi huidui miile tale de mașini și mă voi întinde la pământ, vei vedea că din trupul meu imobil se va înălța un alt eu însumi, mai frumos decât primul. Și nu voi putea pune o plăcuță la gât, pentru că voi zbura dincolo de sârma ghimpată. Eu am libertate și îmi trăiesc libertatea mea. Și apoi făcea o pauză, cerceta cu privire chipurile tovarșilor săi de suferință, care îl ascultau uimiți, dar și bucuroși. Dar fixa drept în ochi și santinelele germane. Apoi, scandând bine cuvintele, încheia. Și aceasta este o înșelătorie a ta, soldatule. Libertatea din mine nu mi-o scoate nimeni niciodată. Da, cred că aceasta este și dorința bisericii, de a fi oameni liberi. De a fi liberi în spirit, liberi în fața lui Dumnezeu. Nu pierdeți niciodată libertatea. S-ar putea să vă ceară cineva pentru un blid de linte, pentru o plăcere de moment, pentru un câștig banal, s-ar putea să vă ceară libertatea. Spuneți tuturor, în fața lui Dumnezeu nimeni nu poate lua niciodată libertatea de a crede, libertatea de a spera, libertatea de a fi în fața lui Dumnezeu. Și acum un cuvânt pentru cei care se angajează în acțiunea catolică. Doar trei lucruri vreau să vă spun. Dumneavoastră vă deosebiți, sau așa ar trebui, într-un fel, prin disponibilitate. Mă gândesc că în biserică noi trăim permanent
într-o disponibilitate de a fi prezenți, de a acționa. Și îmi place că nu se cheamă sentimentul catolic, prezența catolică, lumina catolică, nu se cheamă, se cheamă acțiune. Acțiune înseamnă dinamism, nu? Înseamnă ieșire, înseamnă plecare, înseamnă vorbire, orice în afară de static. Și vreau să spun că aveți un rol deosebit, exact cum ar fi drojdia în pâine. S-ar putea să fie și bună și pâinea nedospită, cum sunt toți creștinii, să zicem. Dar dumneavoastră trebuie să veniți ca drojdia care face să crească, să crească sentimentul bisericii, să crească acțiunea bisericii, să crească numărul celor mântuiți. S-ar putea să fie frumoase și o pajiște verde, foarte frumoasă, extraordinară. Dar dacă acolo sunt și niște flori, e și mai frumos, nu? Tocmai de aceea dumneavoastră ați putea fi acele flori de pe pajiștea respectivă. Și aș mai face încă o paralelă, într-o mulțime de copaci, foarte mulți plopi, la un moment dat când mergi mult, 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 ești obosit și la un moment dat îți apare în față un măr cu fructe. Extraordinar, nu? Tocmai de aceea aș vrea să fiți acest măr cu fructe, din care tinerii voștri, colegii voștri, tineri de azi, să se poată înfructa și să găsească aici frumusețea, dinamismul, acțiunea, dar și speranța în Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, într-o face să crească în noi mângâierea lui Dumnezeu, libertatea, curajul și exemplul cel bun, astăzi, în această zi de pregătire pentru întâmpinarea lui Iisus la Crăciun și pentru angajarea noastră la o viață oferită din iubire, să ne mărturisim cu toții credința noastră, izvorul oricărei mângâieri și libertăți, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe vii și pe morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc, învătesc spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Fraților preaiubiți, dragi tineri, deoarece ați fost chemați prin Harul lui Dumnezeu să colaborați la apostolatul bisericii în acțiunea catolică, fiind adunați aici în fața lui Hristos, după ce ne-am mărturisit credința, invocând mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, patronul acțiunii catolice, vă întreb: promiteți să vă angajați sub călăuzirea Sfântului Părinte,
a episcopilor și a preoților, la formarea voastră creștină și să vă trăiți și să trăiți o viață cu totul conformă cu legea lui Dumnezeu și a Bisericii. Promiteți să mărturisiți cu mult curaj credința catolică pentru care am fost renăscuți de Dumnezeu și în care, cu ajutorul Harului Său, sperăm să rămânem fideli. Promiteți să răspândiți învățătura lui Hristos și a Bisericii în familiile voastre, în societate, în școală, în abinetul în care trăiți, pentru a vesti astfel tuturor mesajul evanghelic al iubirii. Promiteți să-i considerați pe toți cei înscriși în asociația voastră ca frați, conlucrând în spirit de caritate și comuniune. Așa să vă ajute Dumnezeu, căruia să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Și acum, fraților prea iubiți, după aceste promisiuni, întăriți de cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a oferit iubirea și mântuirea Sa, să ne rugăm Tatălui pentru ca să fim capabili să înțelegem semnele prezenței Sale în viața noastră, să fim mărturisitorii Săi, să spunem împreună: Vino Iisuse în viața noastră! Vino Iisuse în viața noastră! Doamne, Te rugăm pentru Sfânta Biserică, să devină pentru fiecare om un far călăuzitor spre Tine, un sprijin în greutăți, o speranță de mai bine în tumultul vieții de fiecare zi. Să ne rugăm! Vino Iisuse în viața noastră! Ne rugăm pentru papă, episcop și preoți să fie perseverenți în misiunea lor de a călăuzi sufletele spre Dumnezeu și să primească necontenit harul și lumina Duhului Sfânt. Să ne rugăm! Vino Iisuse în viața noastră! Ne rugăm pentru toți membrii acțiunii catolice din dieceza noastră să corespundă chemării de a fi copii, tineri și adulți activi și să reprezinte plămadă bună pentru comunitățile parohiale din care fac parte. Să ne rugăm! Vino Iisuse în viața noastră! Ne rugăm pentru tine să nu-și piardă identitatea printre atâtea valori false ale lumii de astăzi și să radieze lumina tinereții frumoase în conformitate cu ceea ce ne învață Domnul. Să ne rugăm! Vino Iisuse în viața noastră! Să ne rugăm pentru pace în inimi, în familii și în lume. Să domnească pacea și buna înțelegere pretutindeni. Să ne rugăm! Vino Iisuse în viața noastră! Îi amintim în rugăciune pe cei dragi ai noștri care au părăsit această lume să fie primiți în patria cerească și să se bucure de vederea feței lui Dumnezeu alături de toți sfinții Săi. Să ne rugăm! Vino Iisuse în viața noastră! Tăriește-ne, Tată Ceresc, dorința de a Te asculta mereu, de a Te căuta cu inima sinceră, pentru că astfel cuvântul Tău va transforma existențele noastre și ne va face capabili să săvârșim mereu binele. Prin Hristos Domnul nostru. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Duhul inimilă, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, e la întâia sa venire îmbrăcând de putința firii omenești, a împlinit-o rânduirea dintr-un început. Și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru că la a doua venire, în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduite, pe care acum, veghind în credință, îndrădim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile aceștia cu roa Duhului Tău, că ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând,
luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Aduce aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți. Pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferit de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, și la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Vino, Doamne Iisuse, vino și rămâi cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acă, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Doamne Dumnezeule atotputernic, de la care revin toate lucrurile bune, te rugăm să binecuvântești și să ajuți acești tineri, pentru că înregistrați cu aceste semne ale apartenenței la acțiunea catolică, să se poată dezbrăca de omul cel vechi și să îmbrace omul cel nou care a fost creat pentru împărăția ta, prin Hristos Domnul nostru. Acum fiecare tânăr și tânără va primi aceste insigne, semne pe care le va păstra. Le vor păstra pentru ca ele să fie dovada angajărilor, a dăruirilor, ca să fie recunoscuți și prin acestea, dar mai ales prin fapte. Între timp, ca să câștigăm puțin timp, vreau să fac anunțurile care sunt importante pentru săptămâna care urmează. La biroul parohial găsiți calendare pentru anul 2015 și revista Lumina Creștinului pentru luna decembrie. Mâine este solemnitatea Neprihănirii Zămisliri, sărbătoare de poruncă cu roșu. Va fi program de duminică, însă vor fi două liturghii speciale, pontificale. La ora 11 vor fi ridicați la treapta diaconatului un număr de 13 tineri seminariști din anul 6. Seara, la ora 18, vom sărbători 15 ani de episcopat ai preasfințitului Aurel Percă. Ne amintim că a fost consacrat la 8 decembrie 1999. Miercuri 10 decembrie este o sărbătoare premieră în dieceza noastră, pentru că este prima celebrare a preasfințitului Anton Durcovici după beatificare din 17 mai. După liturghia solemnă de la ora 18, vom purta în procesiune relicvele fericitului Anton Durcovici, iar apoi vor fi depuse în capela special amenajată aici, în partea stângă a bisericii. Vă așteptăm pe toți miercuri seara la această celebrare cu totul și totul specială. După Sfânta Liturghie veți vedea niște copii de la Centrul de Plasament Sfântul Iosif, care oferă spre vânzare diferite obiecte confecționate de ei. Sigur că sunt copiii săraci, copiii din familii dezorganizate, copii care sunt în grija surorilor de la Sfântul Iosif și de aceea, dacă cineva cumpără un obiect de acolo, cu siguranță îi ajută foarte mult. De asemenea, și la Acțiunea Catolică se vor vinde coronițe pentru a ajuta alți copii necăjiți. Iar și vreau să amintesc că duminica viitoare, la ora 19, aici în catedrală, va avea loc cunoscutul, frumosul și importantul nostru concert de colinde, susținut de corul Juvenes Ecclesiae, un cor pe care l-am ascultat și astăzi și care ne încântă la fiecare liturghie de la ora 16. Așadar, aș considera un eveniment important pentru parohia noastră, concertul de colinde de duminica viitoare. De aceea, liturghia de la ora 18 va fi în catedrala mică. Și acum îi prezentăm pe toți acești binevoitori, voluntari de la Acțiunea Catolică,
cei pe care avem în fața noastră și astăzi s-au angajat în fața Bisericii și în fața lui Dumnezeu. Amalia Adam, Ioana Mancaș, Diana Baratu, Petru Bejan, Sabina Bejan, Ionuț Bordaș, Cristina Bordea, Iolanda Budău, Eusebiu Alexandru Cadar, Diana Andreea Chiriac, Georgiana Cristina Cioate, Cristina Ciobanu, Laurențiu Iulian Ciobanu, Elena Cobzaru, Raluca Cocuț, Adina Comorașu, Daniela Diaconu, Carmen Dana Dradici, Maria Alina Doboș, Robert Doboș, Flavia Farcaș, Margareta Ferenc, Iolanda Fustes de Moc, Loredana Mădărina Gabor, Iudita Izabela Gherca, Otilia Hugianu, Olesea Jmorciuc, Vitalie Lotca, Alexandra Veronica Luca, Iulian Ion Micu, Andreea Mihăluțe, Ana Moraru, Alin Marius Pericică, Roca Roxana, Bruno Saranj, Anișoara Tiba, Cătălina Ioana Timofte, Mircea Daniel Timofte, Alexandru Tofana, Iuliana Tofana și simpatizanți, Cecilia Agrigoroai, Cristina Corina Bitiușcă, Alina Cristina Blaj, Emanuel Blăjuț, Monalisa Mihaela Bulai, Diana Andreea Chiriac, Daniela Ciucheș, Laurențiu Dascălu, Viviana Farcaș, Antonella Mariana Fecheta, Monica Frâncu, Gabriel Gherguț, Alin Grigoraș, Gabriel Valentin Grigoraș, Adina Maria Ianău, Cristian Ioje, Cerasela Jufă, Cătălina Molodoi, Monica Patraș, Simona Cornelia Robulău, Mihaela Țâmpu Cuna și Ștefan Trifaș. Să ne rugăm! Desculați fiind cu această hrană sufletească, te rugăm cu umilință, Doamne, ca prin participare la tainele sfinte, să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să ne năzuim spre cele cerești, prin Hristos Domnul nostru. Și acum, dragi tineri, dați și iubiți credincioși, vă rog încă o clipă să luați loc. Astăzi, în întreaga noastră dieceză, are loc un asemenea gest, o asemenea alegere, o asemenea angajare. În multe parochii unde sunt copii, tineri, adulți, care astăzi fac adeziunea lor. Tuturora noi le-am transmis un mesaj. Pentru voi, cei din Iași, doresc să vi-l prezint personal aici, această sfântă și frumoasă liturghie. E bine că sunteți aici. Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe pământ pentru toți, iubindu-i cu o iubire dumnezeiască, iar biserica continuă să proclame și să alimenteze neîncetat această iubire și prețuire. El a ales pe 12 din numărul celor pe care i-a avea în drum lângă el, ucenici fideli, și le-a încredințat lor o misiune specială de a transmite lumii întregi vestea cea bună a Evangheliei. Pe toți a ales Iisus ca să fie ucenici și să facă același lucru la rândul lor. Între cei care îl însoțeau fără rezerve și ajungând chiar și sub cruce, s-a aflat unul cu un zel aparte. Îl cunoașteți, tânărul Ioan, evanghelistul pe care îl iubea Iisus mai mult decât pe alții, apostolul iubirii și al prieteniei adevărate. Biserica, urmând exemplul lui Hristos, se îndreaptă mereu spre toți, îi prețuiește și iubește așa cum a făcut-o El, maestru și învățătorul.
și are o predilecție specială față de tineri, pe care îi vede ca fiind cei mai capabili de fapte eroice și de o mărturie curajoasă și provocatoare, mereu inventiv și generos. Ne bucurăm să vă vedem astăzi aici, în fața altarului de jertfă al lui Iisus. Altarul iubirii totale, adică ne bucurăm să vă vedem atât pe muntele fericirilor, dar și pe cel al jertfei de pe Calvar, loc al iubirii supreme, și prin voi să-i vedem pe toți ceilalți tineri din dieceze și pe ceilalți copii și adulți ajuns la o astfel de mărturie și la un asemenea angajament de a fi mereu alături de Iisus. Ca și apostolii Petru, Iacob și Ioan, și voi v-ați angajat să stați mereu lângă El, lângă Iisus, la schimbarea Lui la față pe munte, și să repetați cu o singură voce, preluând gândul lui Ioan de pe munte și de sub cruce și spunând: e bine că suntem aici. Aceasta înseamnă să fiți cu adevărat în lumea de azi, în orașul nostru și în toate locurile unde ajungeți, discipoli, misionari, în orice timp și în orice loc, după deviza anului asociativ al acțiunii catolice. Cum Iisus s-a prezentat, s-a bucurat de prezența ucenicilor Săi pe munte, și noi, felicitându-vă pe toți, îndrumați de asistentul vostru general, Părintele Felix, și de conducerea acțiunii catolice a tinerilor, dar și asistați de preoții noștri, Cristian Bârnad, Părintele Paroc, Iosif și ceilalți părinți de aici, vă zicem și noi în catedrala noastră: e bine că sunteți aici. Curaj! Înaintați cu curaj împreună cu Hristos, pentru ca în lume să fie mai multă lumină și iubire. Vă încredințez un nume, o tânără, un exemplu. Veți primi această cărțulie, chiar a Luce Badana, pe care și Părintele Cristi a voit să fie publicată în limba română. Și o avem acum, pentru voi. Episcopul de Acqui mi-a încredințat această cărțulie să o împart la cât mai mulți, pentru a vedea cum poate fi iubit Iisus. Și o mare aventură a face jocul lui Dumnezeu, a sta la dispoziția lui Dumnezeu, a îmbucura inimile în orice fel de situație, așa cum a făcut Iisus, chiar și prin moarte, așa cum au făcut-o martirii noștri, așa cum a făcut-o episcopul nostru Anton Turcovici. Vă dorim să aveți bucurie în această slujire și să trăiți din plin pregătirea voastră pentru viață, pentru a fi martorii lui Iisus. Ne-am bucurat că astăzi suntem uniți cu toți cei care prin internet au fost de față. Ne-am bucurat că l-am avut astăzi și pe părintele nostru, decan și paroc de Bad Deutschaltenburg, de unde a venit episcopul nostru să participe la această celebrare. Vă mulțumim că ați participat și ați cântat. Vă dorim să nu uitați niciodată. E bine că voi sunteți și veți fi aici. Amin. Și acum îl învocăm pe Domnul prin mijlocirea Maicii Preacurate, pe care vrem să o celebrăm mâine, și a fericitului nostru Anton să vă binecuvânteze cu mult curaj pentru misiunea voastră. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea
mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a fericitului Anton Turcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.